crezi dacă am vorbit de componente. Da. Am fost și cu Adrian acolo și se pare că se deturează. Deci o informație, se da. Face ceva, lăsăm de da, hai da să discutăm un lucru, chiar că mă bucur că m-ați întrebat. Acum, ce se întâmplă acolo? Practic, de 28 de ani, comunitatea locală spune un lucru. Da. Am faptul că nu-și doresc acest, această clădire să mai existe. Oare cumva vedeți că a fost decizia populației de an de an și atunci executivul primăriei, indiferent care au fost sau perindat, au ținut cont de lucrurile astea. Mulțumesc. La revedere. Astăzi când discutăm, primarul Comunei Trăznea dorește oarecumva într-o acțiune, sigur, în baza unui hotărât de Consiliul Local, de a încerca o declasificare acestei clădiri, tocmai ca ea după aia să poată să fie demolată. Cumva dânsul își argumentează acțiunile, odată are la bază voința comunității care dorește acest lucru să se întâmple, dar oarecumva el în planul dezvoltării urbei se întâlnește cu un, cu un fenomen care tot timpul îi dă, are o preliș din cauza asta, în sensul că el zona respectivă nu o poate dezvolta niciodată pentru că el fiind monument istoric față de el, tot ce ar dori să facă adiacent lui, legislația impune niște măsuri foarte restrictive. Și din aceste considerente am înțeles că comunitatea a hotărât să înceapă o acțiune de a declasifica acest monument, astfel încât el prin, la finalizare să poată să fie, să poată să fie demolat. Acum, e o întrebare retorică. Cui să o vândă? De ce să o vândă? O să fie inclusiv un avocat care a vrut să realiteze. Domnul Bode atât cumpără clădiri și case în Iaz. Pe de altă parte, mi se pare o... Nu știu, noi suntem așa ca și popor, nu știu cum să zic, dar Auschwitz nu a fost demolat. Da, acum știți, eu am înțeles. Eu am vorbit cu oameni, într-adevăr, aveți de seamă, că nu întâlnești persoane care au zis că ar fi bine să vină turiști, ar fi bine să aibă mai mulți bani. Bun. Eu cred că poate și o informare din partea primăriei care să, care să explice că, într-adevăr, uite, este o posibilitate de a face mai mulți bani, de a duce copiii înapoi, că să fie un centru turistic, având de vedere că este o clădire unică, România, cu fruntea dintre cele două. Știți? Decizii care nu s-au luat în atâția zeci de ani, e greu acum să le luăm. Acum, sigur, ele au fost motivate la vremurile respective, lucru care nu le-a supune atenția noastră, că deocamdată nici nu le știu motivele real. Ceea ce știu în mod clar astăzi, după atâta timp și realitatea, o spune faptul că oarecumva clădirea se află într-o stare avansată de degradare, oarecumva lucrurile sunt deja predictibile. De ce nu s-a luat o altă hotărâre? De ce nu s-a dorit până la urmă a încerca ca comunitatea să fie potențată din punct de vedere turistic? Sunt întrebări la care, din păcate, nu pot să vă răspund. Da. Dar astăzi, când discutăm la 29 de ani de la Revoluție, lucrurile spun că, din păcate, clădirea se află într-o stare de degradare care... Chiar și dacă dorești să o faci, cred că se alocă o resursă destul de mare și care, din punct de vedere al comunității, al, până la urmă, al priorităților care sunt stabilite acolo în dezvoltarea urbei, oarecum nu converg și nu se suprapun cu cele menționate de dumneavoastră.